Ce a însemnat pandemia pentru mine? Cred că pentru toată lumea la început a fost un sentiment de teamă, o frică de necunoscut. Nu știam ce înseamnă pandemie, nu știam ce înseamnă virus. Ne era frică să nu ne îmbolnăvim noi, să nu îmbolnăvim pe părinți, pe bunici, pe cei mai vulnerabili. După care a însemnat oprirea activității, mai ales pentru noi artiștii. De un an de zile nu cântăm, nu ne putem exercita meseria. Și asta înseamnă o presiune destul de mare psihică, pentru că nu știi altceva ce să faci, nu vrei să te reprofilezi, așa cum îți zic unii, vrei doar să faci meseria pe care ai învățat-o și pentru care te-ai pregătit de 20 de ani încoace. Așa că trebuie să reziști presiunii astea și eu sunt un caz fericit, am putut să fac și altceva, am putut să trec în televiziune, dar însă sunt alții care se luptă în continuare cu chestia asta. Fac acest filmuleț la inițiativa celor de la UNICEF pentru conștientizarea importanței sănătății mentale și dacă vrei să-ți zici și tu oful, intră pe site-ul UNICEF și găsești acolo mai multe detalii despre campanie.